cea de-a 59-a ediție Analizelor Economice. Astăzi această ediție, îmi permit să spun că este una ceva mai deosebită, deoarece vreau să discutăm despre un subiect care toată lumea îl știe, dar date acumulate, cumva centralizat și să avem un tablou despre ce ne așteaptă la această iarnă, nu am găsit. De aceea mi-am permis să fac un efort să acumulez date din toate sursele posibile și imposibile, să vorbim despre ce înseamnă pentru noi iarna, cât ne costă pe noi iarna, cât plătim noi iarna pentru căldură, ce fel de căldură consumă Republica Moldova și cine așteaptă în această iarnă, că, Doamne ferește, nu avem gaz sau dacă altceva se întâmplă. Este prima ediție de acest fel unde am agregat mai multe tipuri de date. Aici vreau să vă spun că ediți viitorul, în cel mai scurt timp, dorim să realizăm un sondaj privind cum o lumea se încălzește iarna, ce fel de resurse iau ei, au bani, nu au bani, se împrumută, nu se împrumută. Deci tot ce vrem noi să vorbim despre accesul căldurii iarna, sărăcie energetică despre care doar acum am început a vorbi și, în general, cum moldovenii supraviețuiesc toate iernile până acum și cum intenționăm să supraviețuim în această iarnă. În această analiză de astăzi, cred că va fi util și pentru autorități care deja au început a acționa, trebuie să remarc acest lucru, și au început a acționa corect și acum veți vedea din ce cauză, dar sper că aceasta va ajuta pe ei să formuleze mai exact politicile care le avem de implementat în această iarnă, în condiții în care nu avem prea mulți bani, și în condițiile în care prețul la gaz pur și simplu și iese de minți, noi greu putem spune care va fi tariful la gaz în această iarnă și cel mai grav, noi nu știm dacă vom avea sau nu vom avea gaz. Eu cred că vom avea, dar nimeni nu poate garanta acest lucru. Haideți să începem. Deci primul lucru care trebuie să-l spunem atunci când vorbim despre problema energetică în Republica Moldova este să vedem totuși cu ce cetățenii Republicii Moldova se încălzesc iarna. În Republica Moldova noi avem, conform Biroul Național de Statistică, 1.320.000 de locuințe. Însă, în opinia mea, avem cel puțin 200.000 de locuințe părăsite. Numărul lor este cu mult mai mare, din ce cauză oamenii au plecat peste hotare, au încuiat casă. De ce? Pe noi nu ne interesează locuințele părăsite, nu ne interesează, sunt conectați la gaz, nu sunt conectați la gaz. Pe noi ne interesează acele 1.130.000 de familii care locuiesc în Republica Moldova și la iarnă trebuie să încălzească. Evident, o parte din aceste familii locuiesc câte doi într-o singură casă, sunt copii căsătoriți care locuiesc cu părinții, sunt unii care, deci, diferite motive, sunt care locuiesc într-o singură casă, din acest motiv locuință este și mai mic, dar eu, ca să nu complic tare lucrurile, totuși am considerat să iau 1.130.000 de familii care se repartizează în felul următor. Cel mai multe familii, sau 680.000 de familii, le avem care se încălzesc cu lemne sau cărbuni. Pe locul 2 sunt cei care se încălzesc cu gaz natural, 285.000 de familii. Aceasta am luat în baza rapoartelor gospodăriei case de la Biroul Național de Statistic, dar și din rapoartele Moldovei Gaz, unde după consumul per familie poți aproximativ să-ți dai seama câte familii folosesc gazul nu doar pentru aragaz și, să zicem, încălzirea apei, dar pentru căldură. Încălzire centralizată au 165.000 de familii și au contor cu gaz 630.000 de familii. Deci gaz în casă au 630.000 de familii, dintre care 285.000 îl folosesc pentru căldură, iar restul îl folosesc pentru ca să pregătească mâncarea sau să încălzească. Cel mai interesant este următorul. Deci noi întotdeauna când s-a scumpit gazul, anul trecut, noi tot vorbeam gazul, 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 trebuie să ajutăm oamenii. Și într-adevăr, anul trecut am ajutat întreaga populație, indiferent de cine sunt ei, cred că altă soluție nu era. Dar aici trebuie, astăzi trebuie să discutăm un aspect despre care la noi, în Moldova, doar criza gazului ne-a făcut să vorbim. Noi avem oameni care sunt într-o sărăcie energetică profundă. Veți vedea astăzi niște cifre care pur și simplu vor fi halucinante și noi niciodată nu ne-am gândit la acești oameni. Uitați-vă la cei mai săraci 10% din populația țării, din familii, fiți atenți, nu populație. Deci noi avem 115.000 familii care, în proporție de 91, cel puțin 91%, că atunci când vorbim că au încălzire centralizată, nu înseamnă că e numai decât cu gaze, posibil care este tot cu lemne sau cărbuni. Deci noi avem cel puțin 90% din cele mai săraci 10% din familii care se încălzesc cu lemne.
Deci cei mai săraci oameni din țara noastră, cei care sunt cei mai nevoiași, noi de fapt ei sunt în afara sistemului nostru de protecție. Noi dăm bani, cum? Dăm anumite sume de bani, dar cei mai mari bani anul trecut s-au dus pentru gaz, cei mai mari bani s-au dus pentru încălzire centralizată, ori cei mai săraci oameni exact sunt în afara sistemului de gazificare și în afara sistemului căldurii centralizate. Următorul grafic iarăși ne descrie această situație. Dacă ne uităm atent, în mediul rural, aproape 90% din gospodăriile din mediul rural se încălzesc cu lemne sau cărbune. Deci, practic, în sate noi avem un număr foarte micut de gospodării, 10%, 11%, care au încălzări cu gaz. Restul se încălzesc cu lemne și cărbune. Noi, când vorbim despre licea acestea de protecție cu gaz și agentul termic, de fapt ne referim la populația din oraș. Da, e o vulnerabilitățile lor, vom vorbi despre aceasta, dar totuși astăzi vorbim despre cei mai săraci oameni care merită cea mai mare atenție din partea noastră. Uitați-vă pe, pe cuintile, ce asta cuintilă? Deci să ia gospodării din Republica Moldova și să pună într-un rând, deci 20% din cei mai, familii cele mai săraci, apoi următoarele 20% și tot așa până la 100%. Deci, iar decilă sunt ultimii 10%. Dacă nu uităm atent, din primele 40% din cele mai sărace familii din Republica Moldova, 85% din ei se încălzesc cu lemne sau cărbune, cel mai probabil cu lemne, cărbune nu își pot permite tot, sau de fapt lemne și cărbunele după valoare energetică au cam aceiași bani, dar oamenii la noi lemne pe lângă faptul că îi cumpăr mai obțin cumva și, să zicem așa, la un preț redus sau fără plată atunci când, mă rog, au diferite modalități de a strânge lemne pe iarnă. Deci noi vorbim de 380.000 de familii care iarna se încălzesc cu lemne. Ăștia sunt cei mai săraci, primele 40% din populația cea mai săracă și, de fapt, dacă vorbim despre politica statului, când acum nu vorbim despre depășirea prețului la gaz, noi nu vorbim despre faptul că noi trebuie să avem gaz la un preț mai ieftin, noi vorbim despre faptul că Republica Moldova, în acest an, într-un an fără precedent legat de scumpirea, fără precedent a resurselor energetice, noi trebuie să asigurăm securitatea minimă energetică la fiecare gospodărie și noi trebuie să luptăm cu sărăcia energetică extremă. Vă permiteți să folosesc asta în noțiunea, sărăcia energetică extremă. Deci primii și cei mai vulnerabili oameni sunt oameni de la țară care, în proporție de 80%, mai mult, aproape 90% sunt încălzesc cu lemne, și cei mai săraci, primii 40% care sunt concentrați tot în cea mai mare parte la țară, ei, în proporție de 85%, sunt încălzesc cu lemne. Deci, pentru ei, trebuie să fie prima politică și aici trebuie să spun că guvernul deja a intervenit. Haideți să uităm cu cine încălzăm noi iarna. Le-am pus în ordinea valorii energetice sau cantități de căldură pe care ne generează nouă iarna, ca cum și veți vedea despre ce vorbim noi. Gospodăriile casnice consumă în sezonul de iarnă undeva 280 de milioane de metri cub de gaz pentru căldură. Suplimentar la acestea 280 de milioane de metri cub, gospodăriile casnice sau familiile mai consumă undeva vreo 50-55 de milioane de metri cub pentru aragaz și pentru căldură cu apă, pentru apă. Dar pentru nemijlocit pentru încălzire, oamenii consumă 280 de milioane de metri cub. Agenții termici, care sunt în câteva orașe, că și noi bălțăm în câteva orașe și nu în orașele mai mici, nu sunt la toți, avem 1200 sau 1,2 milioane de gigacalorii. Deci asta este volumul total de agenți termici care noi au consumat. Acum și-ați vedea ce înseamnă toate acestea. Lemne. Oficial, populația Republicii Moldova cumpără de la Mol Silva anual circa 500.000 de metri cub de lemne. În steri, aceasta înseamnă mulțit cu 1.2. 95 înseamnă ceva mai mult de 600 de milioane, cum spunem noi, scladometri. Îmi cer scuze că folosesc această națiune, dar o știe toți cetățenii. Însă, aceste lemne cu certitudine nu ajunge pentru călduri. Deci, eu estimez. Cifrele mai exacte noi nu le știm, dar în baza sondajului, cred că luna viitoare am să o prezentăm date mai exacte. Eu estimez că ce obținem 500 de milioane de metri cub de lemne sau resturi vegetale, pot fi vreascuri când stai vița de vie, deci alte 500 de mii de metri cub sunt neoficial, fie pe gratis, fie pe contra unei anumite sume de bani, tot utilizate de către cei mai săraci oameni. De fapt, în aceste 500 de mii de metri cub neoficial, cred că se încadrează cei mai săraci oameni.
și mai avem încă 65.000 de tone de cărbune. Dar vedeți, ca să compari gazul cu cărbunele, cu lemnul, este foarte greu. De aceea, eu am convertit tot în kilowatt-oră, kilowatt, toată lumea înțelege, și un kilowatt de lumină, un kilowatt de căldură. Deci noi luăm un kilowatt de căldură. Și dacă ne uităm atent, populația Republicii Moldova, anual, eu am luat mii de pe ultimii 3 ani de zile, consumul anual 2,8 milioane kilowatt de căldură produce din gaze naturale, 1,4 milioane din agent termic sau centralizat, în total avem 60% din toată căldura pe care obține populația Republicii Moldova, este fie de la agentul termic produs pe gaz, fie de la gazul ars acasă. Deci, practic, 60% din toată căldura anuală pe care noi am avut-o până în acest an a fost din gazul rusesc. Fie că ne-o pregătește termocomul și ne-o dă acasă, fie că o singură la. Deci noi avem o vulnerabilitate față de gazul rusesc de 60%. După aceasta, cărbunile avem aproape 585.000 de kilowatt sau 9% și, în opinia mea, mai avem încă 15% sau 1 milion de kilowatt lemne pe care noi le tăiem oficial și încă 1 milion de kilowatt lemne pe care noi le obținem pe căi neoficiale. Nu spun că nu este fraudă. Oamenii săraci, cei mai săraci, cumva își găsesc lemne fără a plăti bani, merg, strâng vreascuri, strâng tot ce vreți dumneavoastră. Dacă îți fie o institut sociologic care îți meargă, pensați, să facă o cercetare intensivă, pur și simplu să rămânem șocați, să aflăm cum supraviețuiesc cei mai săraci, vreo 20% din populație. Deci, dacă vă uitați, structura energetică a Republicii Moldova este în felul următor. 60% din căldura obținută de familii din Republica Moldova sunt din gaz, fie direct 40% și 20% indirect, și 40% din energia pe care o are populația Republicii Moldova este din lemne și cărbune. Din lemne avem 30% și din cărbune 10%. Următorul aspect este legat la accesul la resursele energetice. Câtă căldură primește o familie în mediu pe sezon, în dependență de ce fel de căldură are în casă. Cei care au gaz natural, în mediu primesc, în mediu, fiți atenți, 9800 de kilowatts de căldură pe sezon. Cei care au agent termic, 8400. Cei care au lemne și cărbune, 3800. Dacă observați, diferența este de aproape 3 ori. Dar aici nu este cel mai grav. Următorul grafic, de fapt, arată segregarea energetică sau arată sărăcia cumplită energetică care este în Republica Moldova. Pe de o parte, eu am luat 20% din cele mai bogate familii din Republica Moldova care au gaz sau agent termic centralizat. De fapt, cei mai bogați oameni, de regulă, au o încălzire personalizată, ei consumă vreo 350 de metri cub de gaz pe lună doar pentru încălzire. Evident, pentru cei săraci, aceasta este o cifră nerealizabilă. Și acești oameni, în mediu, au pe sezon 15.900 de kilowatt de căldură. Deci oamenii, 20% sau 230.000 de familii din Republica Moldova au un confort energetic, eu l-aș numi foarte satisfăcător. Ei au o casă destul de mare, suprafața pe membru familiei este destul de mare, temperatura în casă este exact care îl dorește el, dacă trebuie să ieși cu fereastra deschisă, să fie cald și o leacă răcoare, cum o spunea cineva. 40%, fiți atenți, am luat, 40% din cei mai săraci cetățeni în Republicii Moldova, vorbim de 380.000 de familii care se încălzesc cu lemne, doar cu lemne, cei care se încălzesc cu gaz și încălzire centralizată, că avem și de ăștia foarte săraci care au încălzire centralizată, de-am luat pe cei care nu au încălzire centralizată, de-am luat pe cei care nu au gaz, de-am luat pe cei care sunt cei mai săraci, cei mai vulnerabili care se încălzesc cu lemne, ei iau în mediu pe an 1500 de kilowatts de căldură. Deci o familie 40%, dar aceasta înseamnă 40% înseamnă 460.000 de familii, 480.000 de familii. Aceste familii din Republica Moldova au căldură anual de 10 ori, aproape de 11 ori mai puțin decât au cei nebogați. Ce se întâmplă cu ei iarna, știți? Se încălzesc doar seara și dimineața, și odată încălzesc doar o cameră sau două, toată casa este, au căsuți micuțe, suprafața pe membru de familie este micuță, temperatura în casă este foarte redusă. De fapt, vorbim de niște oameni care se află într-o sărăcie energetică cumplită.
Aceștia sunt oameni care trebuie să primească în primul rând ajutor din partea autorităților statului. Deci avem oameni care au un consum energetic foarte micuț și au un consum energetic care în acesta nici nu își vor putea permite. Noi vorbim despre un consum energetic pe care ei îl aveau în perioadele când lemnele și cărbunele erau la un preț accesibil, iar anul acesta avem o creștere enormă. Înainte de a trece pe detalii, am vrut să dau să vedeți care este impactul și, de fapt, care este provocarea majoră pe care o avem noi. Eu am luat trei surse de energie de bază. Am luat gazul care îl utilizăm noi, încălzirea centralizată și procurarea de lemn sau cărbune. Timp de 5 sezoane, de fapt, nici nu 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, timp de 7 sezoane, dar nu 7, sunt ele vreo 10, deci timp de vreo 10 ani de zile la rând, noi anual cheltuiam pentru încălzirea locuințelor private. Aici eu vorbesc doar de încălzirile private. Deci toate gospodăriile din Republica Moldova cheltuiau anual 3 miliarde jumătate de lei, 4 miliarde, asta e maximul, pentru încălzirea locuințelor iarnă. Asta în mediu, după cum ați văzut, unii au acces de 10 ori mai puțin. Dar în mediu, 4 miliarde de lei în fiecare an. Șocul prin care trecem noi este că anul trecut noi a trebuit să cheltuim 7 miliarde, dar ne-a ajutat faptul că cea mai mare parte din aceste cheltuieli la gaz și la agentul termic a fost compensat de către stat. De fapt, cei care au avut anul trecut șocul, dacă vă uitați persoanele care se încălzesc cu lemn și cărbuni, pentru ei n-a fost un șoc mare anul trecut. Ei sunt într-o sărăcie totală de mulți ani de zile și la ei nu s-a schimbat nimic. Șocul a trecut a cei care sunt încălzire centralizată sau încălzire, deci nu atât încălzire centralizată, cât pe gaz, deci ăștia au avut cel mai mare șoc și pentru noi, pentru ei a fost cheltuieli sau pentru noi, că sunt și eu cu încălzire centralizată, 7 miliarde de lei. Deci această creștere fără precedent a impus guvernul să intervină. În acest an, în varianta optimistă, costurile pentru încălzire vor crește la 12 miliarde de lei. Asta e cea mai optimistă variantă, asta în condiția când ANRE-ul aprobă acest tarif la gaz ca la societate, care acum se discută în spațiu public, va fi de 25 de lei și ceva cu așa cifre exactă. Iar probabilitatea acestui scenariu este foarte micuță, de aceea noi ne apropiem ușor, ușor ne vom apropia de 17-18 miliarde de lei în condiția când gazul va fi la nivelul care îl solicită acum Moldova gaz. Nu vreau să sperie lumea, pur și simplu vorbesc despre o situație care vine, plus noi nu vorbim de diverile tarifare care le avem acum și de datorie istorică de 700 milioane de dolari. Deci noi avem o provocare fără precedent, gazul la 1.300.000, cel mai probabil în acest an se va ridica la 10 miliarde. Și cel mai probabil lumea nu își va putea permite luxul să consume gaz, și acum și-ați vedea din cauza. Agentul termic de la 1.500.000.000 va crește, credem că undeva la 4 miliarde, că ANRE-ul va fi nevoit totuși să facă o majorare de agent termic, dar povara pentru cetățeni nu va fi atât de mare ca la gaz. De fapt, cea mai mare lovitură va fi pe gazul. Cu lemnul, și aici trebuie să spun, guvernul deja a intervenit, de aceea noi lemn vom avea în acest an de două tipuri. Lemn comercial și lemn social. De aceea eu am luat aici lemnul comercial cât poate fi, dar în realitate cea mai mare parte din populație va beneficia de o protecție din partea guvernului și acest lemn care va deveni și el foarte scump va fi compensat prin tarif special pe care îl va suporta în cazul dat Mold Silva, despre care acum și voi vorbi. Mărimea medie de încălzire pentru sezonul anul 2023, comparativ cu 2020, am luat, de fapt, să ieșe toate, uitați-vă, în anul 2019-2020, încălzirea pentru, cu gaz era 750 de lei, cu centralizat 1.400, cu lemne și cărbune 230 de lei pe lună, în mediu. Iar și vă spun, oamenii din la sat, din păcate, sunt într-o sărăcie energetică și ei plătesc așa puțin, nu din cauza că e econom, dar din cauza că ei pur și simplu n-au căldură, au de 10 ori mai puțin căldură decât trebuie să aibă cei mai săraci. În acest an, în scenariu pesimist, prețul la gaz în mediu va fi de 4.800 lei, la centralizat va fi 3.700, la lemn și cărbune 1.160. De fapt, intervențiile trebuie de făcut pe toate aceste trei segmente. Însă, eu acum am să iau câteva facturi, am să iau la gaz. Haideți să ne uităm ce se întâmplă la gaz. Am împărțit consumatorii de gaz, aici sunt datele făcute publice anul trecut, viceprim-ministru, care este structura de consum a gazului pe diferite grupe de consumatori, și eu i-am împărțit în 5 categorii.
Deci primii sunt 20% de oameni care au cea mai mică factură la gaz, la ei factura este aproape de 50 de metri pe lună. După aceasta, următoarea cântilă sunt acei până la 90 de metri cubi în mediu. Și apoi tot așa mai departe, cei mai bogați au undeva 450 de metri cubi. Ultimii au consumul lunar în mediu 450 de metri cubi. Uitați-vă la cei mai săraci. Era 220 de lei factura în cel mai bun sezon, se ridică la 1200. Deci o diferență de aproape 1000 de lei. Următorul grup, 420, se ridică la 2300, diferența de 1900 de lei. De fapt, avem aceste două clientele, la ei diferența medie este de 1500 de lei. Deci pentru primii 40%, în opinia mea, în domeniul gazului, trebuie de protejat. Deci noi avem așa, grupul numărul 1 sau categoria numărul 1 care trebuie protejată de cei mai importanți oameni sunt consumatorii de lemne din zona rurală și sunt cei mai săraci oameni, ai 380.000 de familii și apoi mai ai 40% din 285 și aceasta ai vreo 70.000 de familii din cei care consumă energie, gaz și mai ai încă 60.000 de familii din cei care consumă agent termic, așa sunt cei mai săraci, deci trebuie să identifici cei mai săraci, nu mai mult de 40, și la ei factura crește în mediu cu 1.500 de lei pe lună. Deci, pentru acești oameni care consumă gaz, care consumă agent termic, la care factura, în cazul agentului termic, va crește factura undeva cu 1.000 de lei pe lună, tot 1.500, la gaz va crește în varianta optimistă cu 1.500 de lei, pentru aceste categorii trebuie să ne gândim ce facem. Pentru cei mai bogați, 20%, care au o factură de 450 de metri cub de gaz, pentru ei povara va crește în acest an. În cel mai bun caz cu 9.200 de lei, dar eu bănuiesc că guvernul nu are nici o posibilitate să ajute pe ei. Ce vor face ei, acum și-a vedea. Am luat acum la gaz, am luat care este factura medie lunară, pentru 40% din cei mai săraci oameni. Dacă vă uitați, în mediu pe lună, pentru ei factura în varianta cea mai bună, la 25 de lei metru cub de gaz, va fi 1.800 de lei aproximativ. Dintre care, în luna octombrie, factura este cea mai mică, cea mai mare lovitură este în luna ianuarie, am luat media consumului pe ultimii vreo 10 ani de zile și atunci am primit că în luna ianuarie noi avem cea mai mare consum de gaz și de fapt avem cea mai mare factură, care este aproape dublu decât luna octombrie sau luna martie. Un grafic care cred că va fi interesant și care ne va răspunde la întrebare este care este prețul unui kilowatt de căldură în dependență de sursă. Dacă ne uităm atent, gazul în prezent este cea mai scumpă sursă de obținere a căldurii pentru Republica Moldova. Un kilowatt de căldură din gaz costă aproape 2,60 lei, asta în condiția că gazul rămâne 25 lei 65 de bani. Dacă gazul se va scumpi, și cel mai probabil să vă scumpi. Atunci un kilowatt de căldură de gaz ne va costa 3 lei, dacă va fi 29 de lei. Deci undeva avem gazul în acest an, devine cea mai scumpă sursă de încălzire pentru cetățenii Republicii Moldova. Pe locul 2 se află agentul termic. În prezent, un kilowatt de căldură de agent termic ne costă 2 lei, în condiția în care prețul nu va mai crește. Dacă prețul va crește, cel mai probabil ne va apropia de 3 lei. De fapt, noi vom ajunge în situația în care atât gazul, cât și agentul termic este de 3 lei. Lemnul comercial. Lemnul comercial, am în vedere de ce am introdus noțiunea de lemnul comercial, deoarece guvernul acum implementează unica și cea mai logică politică de a ajuta cetățenii cei mai săraci cu lemne la un preț social. Acum vă explica ce înseamnă lucrul acesta, dar lemnul comercial, la ziua de astăzi, eu l-am considerat ca 3.000 de lei metru cub sau 2.400 scladometru, cum spunem noi. El este și mai scump, poți găsi și mai scump și mai așa, dar eu l-am luat până cei 3.000 de lei metru cub, deci un kilowatt de căldură te costă 1.43 lei. La ziua de astăzi, cu 3.000 de lei metru cub, noi totuși avem situația în care lemnul, totuși chiar comercial, se primește de două ori mai ieftin decât gazul sau agentul termic. Lemn de salcâm. Eu cred că noi să învățăm două cuvinte noi. Iar în aceasta ne-am învățat două cuvinte noi. Primul cuvânt este salcâmul energetic sau lemnul de salcâm. Deci lemnul de salcâm l-am luat tot la 3.000 de lei, și el, fiind, având o valoare energetică foarte mare, la dânsul, în principiu, se primește că un metru cub de lemn, un kilowatt de energie
de căldură la lemnul de salcâmpi costă 60 de bănuți sau de 5 ori mai ieftin decât gazul sau cărbunile. Noi de multe ori se discuta că salcâmpi nu avem nevoie, da, într-adevăr, pădurile de salcâmpi nu, dar fâșii de salcâmpi eu cred că noi vom pune. Eu cred că noi, iarna aceasta ne va învăța ce înseamnă salcâmpi energetic, noi să învățăm cuvântul salcâmpi. Deci cuvântul care noi l-am uitat și acum îl vom învăța este salcâmul. Salcâmul chiar la 3.000 de lei metru cub, un kilowatt de căldură din salcâm se primește la ziua de astăzi, deja este de 4 ori mai ieftin decât gazul, cel mai probabil va fi de 5 ori mai ieftin. Evident că salcâmul riscul să scumpească. Cărbunile. Cărbunii noi avem de la 9 până la 12.000 de lei, cărbunile brune 9.000 de lei, cărbunii anticiri va fi 12.000 de lei, dar valoarea energetică la asta de 9.000 de lei este egal cu cea de 12.000 de lei și avem că de fapt cărbunile este 1,43 lei. De fapt, dacă se dăm așa normal, de 1,20 lei, lemnul și cărbunile după valoare energetică sunt cam la același preț. De fapt, cărbunile costă cât costă lemnul, lemnul cât costă cât costă cărbunile, în sensul că tu obții același volum de căldură plătind pentru cărbune 12.000 de lei tona, dacă ai întrecit, plătind 9.000 de lei tona cărbune brun sau plătind 3.000 de lei metru cub de lemne, deci indiferent de ce alegi, tine te costă un kilowatt de căldură, un leu 20 și un leu 40. Graficul acesta vă recomand, vă uitați la dânsul picăză, atunci când mă duceți la piață, cumpărați lemne sau cărbune. Pompă de căldură. Deci am spus că noi să învățăm două cuvinte. Primul cuvânt care noi azi îl învățăm, asta să fie salcâmul. Din simplu motiv că lemnul de salcâm, chiar la preț comercial, valoarea lui este în prezent de amul de 4 ori mai ieftin, dar să fie 5 ori mai ieftin. Și al doilea ce este pompa de căldură, deci ce înseamnă pompa de căldură? Aceasta sunt o tehnologie prin care dintr-un kilowatt de energie electrică se produce în mediu 4 kilowatt de căldură. În varianta ideală se poate produs chiar 7 kilowatt, eu n-am luat 7 kilowatt, eu am luat 4 kilowatt ca lumea să zică, domnul Ioniță, da, asta este serios. Sunt de pildă hibriduri, condiționeri cu pompe de căldură, acolo e dintr-un kilowatt 3 kilowatt. Dar, în general, 4 kilowatt. Aceasta înseamnă că la prețul de astăzi energie electrică, dar iar tot se va scumpi, noi dintr-un kilowatt de energie electrică producem 4 kilowatt de căldură și în cazul dat, dacă tu ai pompe electrică, pe tine un kilowatt de căldură te costă tot 60 de bani sau la ziua de astăzi este de 4 ori mai ieftin și cel mai probabil va fi de 5 ori mai ieftin decât gazul. Deci cuvântul care îl vom învăța noi în următorii ani și ceea ce vor face cetățenii Republicii Moldova, deci vor instala pompe de căldură. Dar aici avem o problemă. Deoarece asta vă face populația din mediul urban. Și acum ne merim într-o prostie de-a noastră, că niciodată nu avem o strategie de dezvoltare. Uitați-vă ce este. Noi am creat, eu municipiu, Chișinău și Bălți, astea sunt două orașe cele mai mari. Noi am creat în orașul nostru un sistem centralizat de livrare a agentului termic. Și noi am creat aceste rețele unde s-au investit miliarde de lei, atunci erau ruble, acum sunt miliarde de lei, deci miliarde s-au investit, putem spune miliarde de dolari acum, și noi am creat toată infrastructura urbană de transport a agentului termic pe teritoriul unui oraș. Însă din cauza că ele au fost ineficiente, din cauza corupției, din cauza lipsei de investiții, aceste infrastructură nu este utilizată la capacitatea ei. Și noi, având în oraș o infrastructură de distribuție a agentului termic, am mai creat o infrastructură paralelă de distribuție a gazului. Și acum, în fiecare oraș, noi am investit miliarde în distribuția agentului termic și am mai investit în paralel, am mai creat o altă structură de distribuție a gazului. Noi avem 10.000 de blocuri, de apartamente, care nici nu au teoretic măcar acces la agentul termic, din simplu motiv că ele au fost concepute pentru distribuția gazului. În condiția prețului actual la gaz, la noi apare problema că oamenii vor dori să aibă pompe de căldură. Rețeaua noastră electrică nu rezistă. Și acum va trebui să mai creăm încă o rețea de distribuție a energiei electrice pentru ca cetățenii noștri să se poată încălzi mai ieftin cu pompe de căldură. Și dacă aici mai introducem o noțiune nouă, dacă noi vom utiliza panourile fotovoltaice care vom produce singur căldură și care dintr-un kilowatt de căldură, de energie electrică, produce 4 kilowatt de căldură, noi, dacă vom regândi, că acum ne vom face deștepți, vom începe regândi toate lucrurile, noi vom ajunge la concluzia că cel mai bine este să ai pompe de căldură care generează căldură de 4 ori mai mult, care costul de, la ziua de astăzi este 2 ori mai ieftin ca gazul, dar va fi cu mult mai ieftin și în viitorii ani de zile. Și acum să investești în panouri fotovoltaice
deja în 3 ani de zile, uitându-ne la prețul la gaz, în 2-3 ani de zile, tu îți răscumperi și panourile și pompele de căldură care ți le pui în blocuri, problema rămâne infrastructura de rețele electrice. Deci noi acum suntem într-o situație stupidă în care am investit miliarde în magistrale de agent termic, miliarde în magistrale de gaz și mai trebuie să investim miliarde de lei ca să avem o rețea nouă de agent termic. Uitați-vă la ultimul, lemnul social. De ce am vrut să mă opresc? Republica Moldova, în prezent, prima și cea mai importantă strategie care o poate avea, vom fi nevoiți în acest an, nu 500, dar vom fi nevoiți cred, cu 1 milion de metri cubi de lemne să le tăiem și să oferim la 450.000 de familii cel puțin 2,5 metri cubi. La prețul, în prezent, 780 de lei metru cub drept în păduri, cu tot cu adus acasă, el mai crește o leac în preț. Deci, noi va trebui să oferim la fiecare familie cel puțin 2,5 metri cub aceste 400.000 de familii. Eu am calculat că costurile Moldsilva, diferența de preț dintre prețul comercial și prețul social este de cel puțin 2 miliarde lei. Și aici apare câteva probleme. Imaginați-vă că Moldsilva, noi nu știm cine sunt oamenii și așa cum sunt ei, acum, prin decizia Comisiei Situații Excepționale, a primit dreptul să gestioneze o facilitate de cel puțin 2 miliarde de lei. Deci imaginați-vă că acum lemnul este 3.000 de lei metru cub, iar Moldsilva îl va vinde cu, să zicem, v-am vinde cu 1200 de lei metru cub, că el vinde metru stier, este scladometru 780 metru cub, tot cu adus acasă, îți primește 1200. Deci Moldsilva la ziua de astăzi, prin decizia guvernului, va gestiona și va distribui celor mai săraci oameni prin preț social 2 miliarde de lei ca compensație în procurarea lemnului. Aici ai loc liber de fraudă, de corupție și de frișări ilegale de teren, de păduri. Din acest motiv, guvernul acum trebuie, în primul rând, acest proces să-l urgenteze cât de repede posibil și scrieze toate instrumentele necesare ca să evite la maxim. Nu vei putea scăpa de corupție, nu vei putea scăpa de fraudă, dar să evităm la maxim. Nu uităm că Moldsilva în acest an, încă o dată repet, prin această decizie de distribuție a lemnului social către cei mai săraci oameni, va oferi indirect populației sărace subvenții de cel puțin 2 miliarde lei. Deci prietul acesta micuț la gaz, la lemn înseamnă cel puțin 2 miliarde lei subvenții, dar dacă prețul va crește, iar în condiția în care gazul va scumpi cu certitudine, prețul la lemn va crește, această subvenție ușor se poate ridica la 2 miliarde jumătate de lei. Asta am vrut să vă spun pe astăzi. Încă un lucru în care vreau să menționez este următorul. Guvernul, la ziua de astăzi, până vine iarna, trebuie să asiguri 400.000 cei mai săraci oameni, cel puțin 2 metri jumătate cub de lemne, asta înseamnă 3 scladometri, cum spun noi, de lemne, la un preț social, asta înseamnă niște ratări de venituri de cel puțin 2 miliarde lei pentru Moldsilva, dar este un cost pe care noi ne-l asumăm și guvernul ăsta trebuie să-l introducă ca subvenții pentru populație, deci acești bani pe care guvernul indirect de populație sunt ridică la cel puțin 2 miliarde lei. Iar deja când va veni toamna, va trebui să vedem cum rezolvăm problema cu cei care cu gazul și cu agentul termic. Bănuiesc că va fi posibil de ajutat doar primii 40% dintre cei mai săraci. Sau se va ajuta în câteva categorii, primii 20% cei mai săraci, care vor primi o compensație mai mare și așa mai departe, care vor primi compensații pe scară descendentă. Și ultimul element, totuși rămâne un grup vulnerabil. Ăștia sunt oamenii care locuiesc în oraș și nu au agent termic centralizat, care în acest an cel mai probabil va fi cu mult mai ieftin decât gazul, vorbesc de căldura care o are, și în acest caz, pentru acești oameni, trebuie să avem o soluție, una, cum îi ajutăm perioada iernii în condiția când el are cel mai mare șoc de creștere a prețului, și doi, cum îi ajutăm pe ei în cazul dacă vom avea probleme cu livrarea gazului în condiția în care ei nu au nici o soluție alternativă de obținere a căldurii în locuințele lor. Dacă nu se va găsi o soluție, atunci va crește
fără precedent presiunea asupra rețelelor electrice. Să nu uităm că în blocurile locative, oamenii care au gaz, pompe de căldură în arhimie, vor folosi soluțiile tradiționale și primitive, unde randamentul de obținere a căldurii este de cel puțin 4-5 ori mai mic decât la pompele de căldură. Deci, Republica Moldova în acest an are o provocare fără precedent, iar această provocare ne-a arătat cum avem oameni vulnerabili energetici care au acces la căldură iarna de 10 ori mai puțin decât cei mai bogați 20% din populația Republicii Moldova. Asta e prima ce am atat. Și doi, să nu uităm două cuvinte. Salcâmul și pompele de căldură. Acestea sunt cuvintele care le vom ține în minte următorii ani de zile. Iar pompele de căldură vor merge în paralel cu panourile fotovoltaice. Asta am vrut să vă spun astăzi, spun data viitoare, cum am discutat alte subiecte de importanță majoră pentru economia noastră. Vă mulțumesc!